au jucat speriații, parcă au venit să joace cu Panathinaikos sau nu știu cu ce echipă, parcă în fața au jucători de top, de... Ăștia sunt niște jucători cu două picioare, cu două mâini și un cap, ca și ei. Pur și simplu, atitudinea, eu ca jucător și scurt timp cât sunt antrenor, n-am văzut. Așa ceva n-am văzut. Jucători cu multe pretenții, cu nu știu ce, să dai, îmi pare rău, nu știu dacă o să apare undeva, să dai chiloții jos în ultimele 4 minute, să fii calarit aici, de... e incredibil. Mai ales că ei au jucat fără principalul conducător de joc, un sfert și ceva. S-a accidentat. A fost din nou un meci, ca și la Cupa Steaua, unde v-ați întâlnit cu ea, a fost din nou un meci foarte bun făcut de Vasile Ștefan, numărul 4 de la Chiajna. Nu, chiar nu e... Bravo, bravo lui, dar o echipă nu stă într-un jucător. Au jucat și alții. El a ieșit în evidență prin multe puncte. La noi, din păcate, niciunul. Deci eu nu pot să spun un cuvânt frumos despre un jucător din echipa noastră. Pentru că în 40 de minute un jucător nu s-a aruncat după minge. Un jucător. Ei la 15 puncte aici, plonjează, se aruncă după minge. La 15 puncte pentru ei. La noi totul merge ușor. Hai. E diferența asta, să zicem, mincinoasă? Scorul de final sau putea fi meciul mai strâns? Poate putea, dar diferența care este acum cred că reflectă exact diferența între, în primul rând, atitudinea jucătorilor noștri și jucătorilor Concordiei. Cum crezi că va evolua? Practic sunt două echipe care o să bată la promovare, probabil la treia fiind Iașul. Cum vezi? Eu nu știu. Norocul nostru că în grupa avem două echipe foarte speriatare, Craiova și Galați. Știința, echipa, pot să spun bună, care ne-a dat pieptul ca lumea, și avem noroc. O să mergem mai departe. Dar cu jocul care am jucat în seara asta și cu atitudinea, sincer, nu știu. Mai departe, dacă întâlnim echipe mai bune, nu știu.